am avut astea care m-au mâncat. Multe iocuri slabe rău. Da. Da. Antofi Mihaela, și eu. Și tu ce? Antonie. Antofi Mihaela. Hai. Bine. Bravo, Palace. Dă-i și lui credit dacă e... Păi să facă bani cu aia. Mai da de 3 ori la lor. Sau așa, pe ce fac plata, pe ce îți fac plata? Nu? Ia zi! Cum adică pe ce? Pe taxe de protecție. Păi eu te protejez, da. În loc de palas, vezi? Nu, taxe de protecție, tu mini, dragi mei, gata. Că ce mă, că nu mai au de tine că nu asta? Gata, taxe de protecție. Da, las. Vorbim după aia. Nu, mă, că n-ai nici că... N-ai niciun Dumnezeu. Salut, Tujo, salut, frate. Te vom avut, Tujo. Cum adică, nu ți-e frică? Bine, bă, Răzvan, aia zic cum veni, mă. Mai începem și la Da Vinci. E bine, le prinde pe ălaș. Mamă, mamă. Fii atent cum mă opresc. Dar nu pe asta, că asta următoarea nu e. Aș pagu mă pe aia. Vezi? Nu, nu văd. Ce, prin 30 de card? Ia mâna. Ia mâna, mă. Cum adică, mă? Eu am prins-o sau n-am prins-o? Nu, n-am. Am apăsat click. Nu ai prins-o tu! Ba, eu am prins-o și cu bărbați și de vrei să sar șapca asta pe live, dă timp! Nu mai fi tare în gură. Păi vezi, păi vezi. Ce știi ce tare în gură? Bine, mă, big win! Te-am zis că omul e talent, asta zic. Ce faci, mă, bici? N-am și 5 bărbați. Uite. N-am și 5 bărbați? Vește. Uite, mă, șerbs, nu? Vezi? Eu am prins. A prins-o Cristin. Bani, mă. Dați-mă like-ul, dați like-ul. Dați like-ul, bă, doamne, gura mea. Ăsta face bani. Aia zic. Bă, ăsta este jocul meu preferat. Să fac spune. Ce ți-am zis, mă? Să fac spune, că nu ți-am spus eu treaba asta. Să prind și mie la ăsta, că eu îți prind mereu ție. Ți-am zis să-mi prind și mie la ăsta. Pupă-mă în asta. Leacă! Am prins jocul ăsta, n-ai zis nimic de el. Aseară cel puțin. Păi trebuie să zic în fiecare zi. Păi dar doar nu vrei să-l prind în fiecare zi. Și dacă ar fi plătit... Mă, ești Palace pe Instagram? Palace Andrei! Dacă plătea Phoenix vreodată, nu ziceam, uite bă, jocul tău cu tare. Shut-ule! S-a învățat să te joci ăsta, că nu știu ce e vai de capul tău. Nu mai punem un bărbat de la mă. Cum ești Răzvan de pe Insta? Răzvan ca pavân. Răzvan ca pavân. Le dă Carmen acum. Bine bă Răzvan, a zic mă, dar asta nu înțelege mă, e copil mă, nu știe, nu-mi duce capul. Abia a ajuns până aici cu GPS-ul, mână. Când a ajuns la poartă, până să ajung la poartă, se auzea pe Google Map. La următoarea stradă, virat la stânga. Și am zis, hopă, stai aici, unde te duci? Te ducea nebunul, se ducea mai departe. Ce să facem, obiță? Face, ne pregătim să... Alo, să bem puternic rău de tot la Edi. Da, da, băieții, da, Răzvan va lua glumele, va lua glumele alea proaste rău de tot. A început să facă și el glumele alea proaste. Care băieți pe aici? Mă rog frumos, care băieți pe aici? Băieții. Am glume unice. Unice, proaste. Inventate acum la secundă că proaste pe bune. Și nu e pe bune dacă nu glumă. Nu e o glumă, păi, că nu știi, te pierzi cu GPS-ul, mână, dă-te în pula mea. Terminat pe bune. Păi, acum două zile mai... Palas cu noroc, cu Răzvan cu ghinion, aia zic. Acum două zile mai suna să te scot după internet. Noroc cu Palas, aia zic Daniel Andar, aia zic. Mai suna să te scot după internet, că nu mai știi la asta, mă place.